Dragilor, bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre Gyana Yoga. Cartea Gyana Yoga descrie esența filozofiei Vedanta, înțelepciunea vedică, Upanishadele sau Bhagavad Gita într-o manieră științifică modernă. Alături de noi este Mihaela Dragomir, instructor yoga, autor, și începem discuția noastră cu întrebarea: ce este de fapt Gyana Yoga? Care este esența sa, obiectivul său fundamental? Pentru că, iată, vorbim și din perspectiva unui practicant, a unui instructor de yoga. Obiectivul este același ca la toate cele patru căi de yoga, cele patru mari căi prin care putem obține autorealizarea. Autorealizarea, asta este, doar că este autorealizarea prin cunoaștere în Gyana Yoga. La sensul că se bazează foarte mult pe o autointerogare ca practică generală și pe cunoașterea sinelui, cunoașterea sufletului și, din punctul meu de vedere, inclusiv cunoașterea mecanismelor minții, pentru că acolo cei mai mulți se pierd. Care sunt principalele, care sunt principiile și practicile de bază ale acestei forme de yoga? Gyana Yoga se bazează pe patru piloni. Știi cum sunt în Hatha Yoga și Yoga Sutra al lui Patanjali, Yamas și Niyamas, pe care este nevoie să le dezvolți și să le susții la început, înainte de a te apuca efectiv de practica yoga, niște norme etice și morale. La fel, patru piloni în Gyana Yoga. Primul dintre ei și cel mai important este discernământul, cultivarea discernământului. Dar este discernământul spiritual, la sensul că să poți să diferențiezi ce e adevărat, de ce nu e adevărat, să poți să diferențiezi răul de bine, să poți să diferențiezi ce este moral, ce este etic față de ceea ce nu este ok. După ce s-a cultivat acest discernământ, pentru că mintea are tendința asta să te mintă foarte des și exteriorul la fel, vine partea de non-atașament. Noi oamenii avem tendința asta de ne atașa de convingeri, de credințe, de emoții. Noi ne plac foarte mult emoțiile, ne plac hormonii ăștia produși și de emoții. Și atunci, indiferent că acele emoții ne fac sau nu bine sau acele concepte sau acele convingeri ne ajută sau nu în viață, se dezvoltă un atașament, nu e iubire, este un atașament nu foarte prietenos. Și acel atașament, dacă se dezvoltă și dacă nu este dizolvat, nu ne poate duce mai departe în practică, adică nu ne poate duce spre autorealizare, pentru că e ca o iluzie, da? Scopul autorealizării prin cunoaștere este să dăm la o parte acele văluri, acea ceață în care suntem majoritatea dintre noi. Iar atașamentul e ceața cea mai densă, să spunem, din toată povestea. După care este nevoie ca practicantul sau aspirantul să dezvolte niște virtuți. Apropo de acele norme etice și morale din Yamas și Niyamas, sunt 6 virtuți descrise în Gyana Yoga. Prima dintre ele este calmul, deci o stare de calm, o stare de centrare și așezare. Știm cu toții ce înseamnă calmul, doar că foarte rar îl și exprimăm. Îl experimentăm. Foarte rar îl experimentăm. Este acea stare interioară de calm. După care vine autocontrolul, foarte important, ca să, la fel, înțelegem să nu reacționăm hormonal, emoțional, practic. Avem renunțarea. Renunțarea este văzută în Gyana Yoga ca o formă de a nu face lucruri inutile care nu sunt în conformitate cu propria dharma. Dacă nu e calea ta, nu faci acel lucru, pur și simplu. Și atunci renunțarea la ce nu este al tău. Putem pune semnul egal între renunțare și oarecare detașare?
Detașarea poate fi privită și cumva mental, adică poate fi și un concept de asta psihologic, să spunem, o detașare, că detașarea implică emoții. Renunțarea implică și renunțarea la acțiuni care nu sunt în conformitate cu Dharma, de fapt. O altă virtute este anduranța, non-lamentarea. Că noi oamenii avem și treaba asta cu să ne plângem tot Tendință, timpul exact. de greu. Da. Și atunci renunțăm și la povestea asta cu lamentarea, și atunci anduranța este să putem să facem față, să crească cumva, să tonifiem sistemul nervos, hai să spunem așa, și rezistența la frustrare, adică să mai creștem puțin pragul acolo și să putem să înfruntăm eventuale dificultăți care vin odată cu practica și odată cu viața. Pentru că sunt ale noastre, nu e nevoie să le facem publice, nu e nevoie să le exprimăm mai departe. Evident că avem credința ca virtute. Nu, adică fără povestea asta cu credința și încrederea că există ceva mai sus acolo de noi, indiferent de cum îi spunem, Brahma, Dumnezeu, Univers, în funcție de convingeri, e degeaba toată practica și concentrarea ca ultimă virtute, puterea de a ne concentra, de a menține atenția pe un singur lucru, adică să renunțăm la partea aia de multitasking mental, de minte maimuță sau cum mi se mai spun în diverse scrieri. Să putem să ne concentrăm pe un singur lucru, pe un singur punct. Practica în Gyana Yoga asta înseamnă concentrarea pe un singur punct, pe o singură întrebare, pe un singur principiu. Și atunci este nevoie să aducem toată energia aia mentală, să o centrăm și să o direcționăm spre un singur lucru. Și atunci se atinge concentrarea. Și al patrulea pilon, deci sunt cele 6 virtuți despre care am vorbit, și al patrulea pilon este să-i spunem chemarea. E acea dorință intensă, viscerală de transcende partea asta a minții, de a înțelege ce se întâmplă cu tine, de a înțelege de unde provii, de fapt, tu în esența ta, sufletul tău, de unde vine, de a absorbi partea din care ai venit și de a te lăsa absorbit în același timp. Asta există sau nu există? Adică, tehnic se poate dezvolta, dar scânteia este nevoie să existe undeva. De asta, Gyana Yoga e cea mai eficientă dintre căi, dintre cele 4 căi, dar nu e neapărat recomandată tuturor. Adică nu e foarte deschis așa spre toată populația, pentru că, hai să zicem, cu discernământul, non-atașamentul, se poate, acestea se pot antrena, dar dorința aia viscerală există sau nu există? Jnana Yoga, alături de Karma Yoga, Yoga Acțiunii, Bhakti Yoga, Yoga Iubirii și Raja Yoga, Yoga Regală ale lui Swami Vivekananda, sunt considerate tratate clasice ale filozofiei hinduse. Putem spune ca o comoară de înțelepciune pentru orice persoană care caută să-și dezvolte cunoașterea spirituală și să descopere adevărul universal prin intermediul acestei căi. Care este legătura între Jnana Yoga și alte forme de yoga, cum sunt cele menționate mai devreme? Toate cele 4 căi sunt legate, adică dacă citim nici măcar foarte atent Bhagavad Gita, vedem că toate sunt acolo ca metode de realizare și nu pot exista una fără cealaltă. Tehnic, Jnana Yoga e ultima dintre ele, la sensul că nu se recomandă din prima aspirantului sau practicantului, ci acesta are nevoie să treacă și prin Raja Yoga pentru autocontrol. Trebuie să treacă și prin
Karma yoga pentru dizolvarea ego-ului puțin are nevoie musai să treacă prin bhakti pentru că dezvoltarea acelei credințe și acelei iubiri și acelui devotament față de orice ființă, față de orice suflet și inclusiv față de sine cu S mare, acel sine, se dezvoltă prin alte tehnici. Jnana yoga este, sau body yoga, e yoga intelectului, dar nu presupune intelectul ăsta rațiunea, da? Presupune ceva mai mult de atât. Și atunci e foarte simplu ca un om înclinat spre cercetare, va rezona foarte mult cu partea asta de Jnana yoga, va simți foarte mult, adică va primi informații foarte mult în momentul meditației, dar nu știu dacă va avea capacitatea spirituală să le sintetizeze și să le integreze pur și simplu, să dea încă o parte a vălului la o parte. Și atunci celelalte căi, celelalte forme de yoga sunt imperios necesare pentru dezvoltarea așa cum trebuie a Jnana yoga. Dar, repet, ele există cumva simultan. Adică nu poți practica Jnana fără să ai partea asta de a... ok, ai cunoașterea, să zicem, ai primit informația într-o cantitate mai mare, să spunem, și într-o calitate ceva mai ridicată. Ce faci cu ea? E nevoie să o dai mai departe oamenilor. Adică degeaba o ții pentru tine, n-am cu nicio treabă. Și atunci, din start vine karma yoga. Dacă vine partea asta de devotament, toți oamenii, mai ales Vivekananda, toți oamenii care au venit și au vorbit oamenilor despre aceste căi de realizare, n-au fost priviți foarte prietenos de toată lumea. Și atunci, tu ca maestru ai nevoie de o iubire față de semeni și un devotament față de tine, față de Dumnezeu, față de univers și față de fiecare suflet pe care l-ai în față, pentru a face față acestor dificultăți și pentru a înțelege că prețul ăsta este unul corect și până la urmă merită. Și automat apare și devoțiunea în momentul în care practici Jnana și autocontrolul, desigur, din Raja Yoga. Care, sau, cum este privită Jnana Yoga și, mă rog, alte forme de yoga de către omul contemporan, și aici mă refer la european, la vestic, și care este diferența între yoga tradițională și yoga modernă, ținând cont de faptul că yoga tradițională înaintea anilor 1900 conținea doar câteva posturi la sol, concentrându-se în mod special pe meditație, deoarece yoga nu a avut un scop fizic inițial. Iar vedem acum că tot ceea ce ai spus tu mai devreme, legat de concepte, legat de termeni, legat de filozofia Jnana Yoga, sunt dublate de partea de exercițiu fizic. Da, yoga la baza ei, de acolo de unde a luat ea naștere, nu implica partea asta de fitness, da, până la urmă. Dar odată cu Vivekananda, el fiind cel mai puternic, da, dintre cei care au adus yoga în vest și care au făcut cunoștință societății occidentale cu partea asta de practică. Dar Vivekananda este un produs, să-i spunem, al lui Krishnamacharya și de acolo el este considerat părintele yoga, practicii yoga moderne, Krishnamacharya. Și atunci Krishnamacharya, în momentul în care a văzut omul vestic, complet diferit, adică noi părem să semănăm așa cu omul indian, da. Orientalul. Da, nu prea, adică semănăm, dar pe interior nu semănăm foarte mult. Și omul vestic cu totul și cu totul are cu totul și cu totul alte preocupări. Este mult mai înclinat spre zona asta materială.
Iar corpul este materie. Adică degeaba explici omului vestic care a crescut în zona asta de capitalism până la urmă, că știi, nimic din toate astea nu contează, știi că ăsta este doar un vehicul prin care tu poți atinge sau nu realizarea și dacă nu, lași vehiculul aici, pleci pe jos, mai departe când pleci și te întorci altul la un moment dat, până când înțelegi de ce ai venit pe pământ. E greu să explici asta și acum. Și e greu să explici asta unui om cu tendințe spirituale și acum. Cu atât mai puțin prin anii 1900, când descopeream automobilul, descopeream diverse întâlniri de-astea sociale, ne plăcea, se dezvolta plăcerea, hedonismul foarte mult în acea perioadă, plus că odată cu dezvoltarea hedonismului s-au dezvoltat și bolile cardiovasculare și o întreagă poveste. Și atunci, în momentul în care oamenii aceștia au venit și au propus yoga ca o formă de menținerea sănătății, a fost mult mai bine primită practica, de fapt. Că după aia au văzut oamenii că sunt și mai puțin anxioși, că se mai reglează niște procese fiziologice în interiorul corpului, că parcă sunt și mai prietenoși, că parcă li se îmbunătățesc și relațiile sociale și relațiile de familie. Dacă am așa a trebuit pusă problema. Plus că yoginii știu foarte bine acest lucru, noi europenii l-am descoperit un picuț niște mii de ani mai târziu. 90% din... Deci avem informație. Putem să o privim ca informație energetică sau putem să o privim din punct de vedere fiziologic ca sistem nervos. Da? Ne gândim la sistemul nervos. Pe sistemul nervos, 90% din informație pleacă dinspre corp, spre creier. Asta înseamnă din organele de simț, se duc de-a lungul coloanei vertebrale, pe principalul canal energetic, se duc spre creier. 10% coboară. Și atunci, de ce să lucrăm cu 10%, mai ales pentru cineva care nu este predispus spre dezvoltarea asta mentală, să-i spunem? Când avem 90% în corpul fizic cu care putem să lucrăm și să dăm informația mai sus. Adică omul vestic este sclavul simțurilor, doar pe cele 5. E greu să explici chiar și conceptual. Adică poate să înțeleagă un om cu o inteligență ușor peste medie, poate să înțeleagă, uite, este un așa zis al șaselea simț, pe care îl putem dezvolta prin practică, prin respirație, printr-o grămadă de nici măcar artificii. Sunt niște chestiuni pe care le avem la îndemână. Dar este, al șaselea simț este o experiență, nu este un concept. Și atunci, ca să nu ne mai pierdem foarte multă energie în explicarea acestor concepte, ok, hai să lucrăm cu corpul, lucrăm cu cele 5 simțuri. Nu mai suntem sclavul celor 5 simțuri, ci le facem să lucreze pentru noi, de fapt. Și uite, așa îl dezvoltăm, dăm energie spre cel de-al șasele. Și Krishnamacharya, și Vivekananda, și toți cei care au urmat în acel val de după 1900-1920, au recunoscut și a fost o acțiune de pionierat, să spunem, în modificarea practicii yoga pentru omul vestic. Noi nu suntem obișnuiți să stăm în postură de meditație. Gândește-te că e așa, se nasc practic de când sunt copii. Yoginul sau copilul provenit dintr-o familie de yogini sau cu tendințe spre zona asta va sta fără nicio problemă în postura de meditație. Adică nu este niciun efort, poate să stea o zi, două, trei, cât este cazul acolo. Pe noi ne dor articulațiile, ne dor șoldurile, ne dor genunchii, dor toate astea. Adică o oră de meditație este o veșnicie pentru omul care se suie în mașină, care mănâncă foarte mult, care consumă foarte mult, în general, da, orice ar consuma, e consumerismul.
Și atunci este foarte bine, din punctul meu de vedere, că s-a modificat practica pentru vestici, pentru că ar fi fost și mult mai puțin practicanți dacă nu s-ar fi făcut acest artificiu. Și printre acei practicanți, cred că n-ar fi fost foarte mult sănătoși la cap. Adică e nevoie să lucrezi cu corpul pentru a dizolva blocajele de acolo. E ca și când ai avea grijă, am zis că e o mașină corpul ăsta fizic. Te duci Exact. la ITP, dar ai o revizie la 6 luni, mai schimbi un filtru, mai trebuie Da. să intri acolo puțin. Și atunci e foarte ok că facem asta. E paralela cu bunicii noștri care mâncau carne o dată pe săptămână, că mai e de obicei discuția asta. Da, se duceau toată ziua, erau la câmp, erau într-o continuă mișcare oamenii ăia, nu erau sclavii consumerismului. Și arderile Dar și metabolismul erau destul de rapide, motiv pentru care nici nu se îngrășau, pentru că munca fizică... Erau într-o conexiune permanentă cu natura. Cu natura, Adică exact. Erau în timpul soarelui, erau cu picioarele în pământ, în momentul în care apunea soarele se întorceau acasă, dormeau. Adică era acea conexiune în care nu aveau altceva decât elementele naturii și propria minte și propria putere fizică, atât. Și atunci nu se mai pierdea energie nicăieri. Swami Vivekananda, unul dintre cei mai importanți și influenți gânditori spirituali din India, care au contribuit la aducerea filozofiei Vedanta și a practicii yoga în Occident, a scris această carte, Gyana Yoga, despre care noi am povestit astăzi, pentru a-i ajuta pe cititori să înțeleagă și să aplice învățăturile Gyana Yoga în viața de zi cu zi. Dragilor, alături de noi a fost Mihaela Dragomir, instructor yoga, autor, care îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase pe care ni le-a furnizat. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați să ne urmăriți pe canalul de YouTube și ce vă putem dori mai mult decât lectură plăcută la această minunată carte. La revedere, numai bine!